Condiționarea operantă se bazează pe ideea că putem intensifica sau diminua anumite comportamente prin adăugarea unei consecințe. De exemplu, dacă un câine își face nevoile pe covor, putem să-l recompensăm astfel încât să facă acest lucru din nou sau să-l pedepsim pentru a-l opri. Atât recompensa cât și pedeapsa pot fi pozitive sau negative, ceea ce înseamnă că avem 4 modalități posibile de a învăța câinele. Putem reprezenta cele 4 opțiuni într-un tabel. Dacă recompensa este pozitivă, adăugăm ceva plăcut, cum ar fi un biscuit, pentru a crește șansa unui anumit comportament. Dacă recompensa este negativă, dorim să încurajăm comportamentul dorit, dar eliminând ceva neplăcut, cum ar fi lesa. Dacă pedeapsa este pozitivă, adăugăm o reacție neplăcută pentru a reduce comportamentul. Când pedeapsa este negativă, dorim să reducem comportamentul eliminând ceva plăcut, cum ar fi covorul confortabil. Dacă încetăm orice fel de manipulare, comportamentul condiționat va înceta și el. Acesta se numește dispărut. Condiționarea operantă a fost studiată pentru prima dată de Edward L. Thorndike și ulterior a devenit celebră datorită lucrărilor lui B.F. Skinner. Skinner credea că organismele acționează natural până când întâlnesc accidental un stimul ce creează condiționare, ceea ce duce la o schimbare a comportamentului. Pentru a testa această teorie, acesta a plasat un șobolan într-o cameră de condiționare, care mai târziu a devenit cunoscută drept cutia lui Skinner. Printre altele, în cutie era o pârghie care elibera mâncare când era apăsată. Condiționarea apare în raport cu 3 termeni, cunoscuți astăzi sub denumirea de ABC-ul comportamental. Antecedent, șobolanul apasă accidental pârghia care declanșează eliberarea hranei. Comportament se referă la răspuns. Șobolanul continuă să apese pârghia. Consecință, mâncarea continuă să apară în fața șobolanului. Puterea răspunsului la condiționare depinde de programul de recompensare. Dacă hrana apare întotdeauna după apăsare, șobolanul se comportă previzibil. Dacă hrana este eliberată aleatoriu, șobolanul se comportă haotic, ca un dependent. Skinner, născut în 1904, a fost profesor de psihologie și adept al behaviorismului. El susținea că poți studia doar comportamentul vizibil și că orice lucru ce se întâmplă doar în minte este fie o concepție greșită, fie irelevant pentru știință. Credea că liberul arbitru e o iluzie, deoarece comportamentul este fie accidental, fie o reacție la mediu. Lucrarea sa a devenit fundamentul terapiei comportamentale, exercițiilor militare și dresajului animalelor. Puteți încerca acest exercițiu despre recompensa pozitivă. O persoană trebuie să iasă din clasă. Decideți acum o sarcină pe care acea persoană o va îndeplini, cum ar fi găsirea unei anumite cărți. Apoi alegeți o modalitate non-verbală de a consolida acea sarcină, cum ar fi aplaudarea. Invitați persoana să intre din nou în clasă și să încerce să îndeplinească sarcina. Dar nu dați nicio instrucțiune. De fiecare dată când este pe calea corectă spre îndeplinirea sarcinii, aplaudați mai tare. Dacă se îndepărtează, reduceți aplauzele sau opriți-le. Odată ce persoana înțelege ce trebuie să facă, lăsați-o să explice sarcina. A reușit? Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.